Bună ziua tuturor! Sunt Sorin Gabriel Păunescu și astăzi vom discuta despre legile lui Kirchhoff. În general, sunt utilizate în practică circuite electrice complexe care conțin un număr mare de elemente, cum ar fi generatoare și consumatoare, și poartă numele de circuite ramificate sau rețele electrice. Trebuie să menționăm faptul că aceste circuite nu pot fi reduse întotdeauna la combinații simple de grupări în serie și în paralel, deci utilizarea legilor lui Ohm nu mai este suficientă. Astfel, au apărut noi metode de abordare a circuitelor, dintre care s-au remarcat legile lui Kirchhoff, utilizate pentru determinarea intensităților curenților, tensiunilor electromotoare sau rezistențelor electrice dintr-un circuit electric complex. Elementele unui circuit electric ramificat sunt următoarele. Nodul reprezintă punctul în care se întâlnesc cel puțin 3 conductoare. În cazul circuitului nostru, noduri reprezintă punctele B mare și C mare. Ramura este porțiunea cuprinsă între două noduri succesive. Ea poate conține generatoare sau consumatoare și este parcursă de același curent electric. În cazul circuitului nostru, ramurile sunt AD, BC, MN. Ochiul reprezintă conturul poligonal închis, la parcurgerea căruia se trece prin fiecare nod o singură dată. În cazul nostru, ochiuri sunt ABCD, AMND sau MNCB. Prima lege a lui Kirchhoff se numește și legea nodurilor și afirmă că suma intensităților curenților electrici care intră într-un nod de rețea este egală cu suma intensităților curenților electrici care ies din acel nod. Făcând convenția de semn pentru nodul de rețea, și anume considerăm pozitive intensitățile curenților electrici care intră în nod și negative intensitățile curenților electrici care ies din nod, putem enunța legea întâi a lui Kirchhoff sub forma suma algebrică a intensităților curenților care se întâlnesc într-un nod de rețea este nulă. Legea a doua a lui Kirchhoff se mai numește și legea ochiurilor și se enunță astfel. Suma algebrică a tensiunilor electromotoare dintr-un ochi de rețea este egală cu suma algebrică a produselor dintre intensitatea curentului și rezistența electrică pentru fiecare ramură a ochiului respectiv. Pentru a aplica legea a doua a lui Kirchhoff, trebuie să parcurgem următoarele etape. În prima etapă, se alege arbitrar un sens al curentului electric din fiecare ramură și un sens de parcurgere al ochiului de rețea. În a doua etapă, facem următoarele convenții. Produsul I or R este pozitiv dacă sensul de parcurgere al ochiului coincide cu sensul curentului și negativ în caz contrar. Și a doua convenție, tensiunea electromotoare este pozitivă dacă sensul de parcurgere al ochiului străbate sursa de la borna negativă către borna pozitivă, adică sens direct, și negativă în caz contrar. Dacă v-a plăcut acest material, vă propun următoarea aplicație. Aflați intensitatea I1, știind că I2 egal cu 2 amperi,
I3 egal cu 4 amperi, I4 egal cu 8 amperi și I5 egal cu 3 amperi.